Deci astăzi am zis că o să discutăm despre complexități și ce înseamnă complexitate. Chestia asta e destul de necesară să fie știută și la bac și la admitere, ca să puteți obține punctaj maxim. Altfel, ultima problemă de la subiectul 3, cel puțin la bacalaureat, cere complexitate. Cere eficiență și complexitatea trebuie să fie cât mai mică. Ca să înțelegeți cum funcționează chestia asta, să puteți lua notă mare, trebuie să știți ce înseamnă complexitatea și cum se poate deduce. Zic că am un algoritm super basic. O să am un algoritm super simplu, să zic că declar o variabilă, citesc x, cad 2 din x și îl afișez pe x. Chestia asta automat face, să zicem, 5 pași cu tot cu return. Declarare, citire, cădere, afișare și return 0. Doar că ceea ce e important la algoritmul ăsta este că numărul de pași este finit. Orice aș citi în valoarea x, orice aș citi în variabila x, nu afectează numărul de pași care este executat. Așa că chestia asta, complexitatea acestui algoritm, este constantă. Adică orice valoare aș avea în x, același număr de pași o să fie rulat. Cum se notează complexitatea? Că și asta e important. La liceu și pentru admitere, pentru bac și pentru admitere, nu este necesar decât să știți O. O este worst case scenario. Adică, în cel mai rău caz, câți pași poate face algoritmul tău, numărul maxim de pași. La facultate se mai face Theta și Omega, care se referă la, cred că, cazul cel mai favorabil când faci cei mai puțin pași și cazul mediu. În medie, câți pași ai face. Da, o mare care e referitor la Big O Notation. Și, după cum am zis, O se referă la numărul, în cel mai rău caz, numărul de pași care este executat. Doar că aici avem, după cum am zis, 5 pași. Nu putem scrie O de 5. Putem să o folosim, având în vedere că este constant, O de 1, care se referă că algoritmul nostru este constant. Și aici puteam să am și încă 10 chestii, să mai adun cu 1, să mai mulțesc cu 100, să mai fac o grămadă de alte chestii, dar cât timp nu foloseam o structură repetitivă, cât timp totul funcționează așa, nu am deloc structuri repetitive, să zic că am doar structuri de decizie, if-ul, rămâne O de 1 această complexitate. Și acum, ca să introducem, la bacalaureat nu știu dacă se pot face cu O de 1, în principiu uneori la admitere se mai pot face cu O de 1 dacă există o formulă matematică. O formulă matematică care să nu folosească structuri repetitive. Vedem după rață. Și acum hai să introducem o structură repetitivă. Să zic că x-ul e ăsta sau să iau un vector. Hai să iau un vector. E mai ușor cu un vector. Int de 101, n, test n, fac citirea vectorului. Din câte știu, citirea și afișarea vectorului nu se pun la complexitate. Pentru că de obicei, ce faci între citire și afișare este ce faci de la citire până la afișare cumva are complexitatea mai mare față de citire și afișare. Și o să vă explic imediat cum funcționează chestia. Deci aici am zis că citim. Aici am zis că afișăm. Și hai să vă zicem că vrem să nu afișăm toate numerele sau ba da, cele care sunt pe poziții. O să iau un caz. Acum se poate și mai eficient algoritmul, nu trebuie să interveniți că îmi dau și eu seama. Vreau să dublez elementele care sunt pe poziții pare. Și am zis că o să fac metoda, bine, nu e foarte eficientă metoda a doua, dar metoda întâi e destul de basic, se poate face puțin mai rapid. De la 1 la n, plus plus i, verific dacă poziția este pară, am zis că elementele de pe poziție pare, o să le dublez. VDI, ori egal 2. Ok. Ce complexitate are acest algoritm? Observ, parcurgem vectorul odată la citire, odată aici, când dublez numerele, și odată când le afișez. Fiecare for are pasul n.
Și cumva dacă parcurg același lucru de 3 ori, complexitatea ar fi O de 3 ori N. Doar că, din nou, chestia asta nu se poate. N plus o constantă, N ori o constantă, chestiile astea nu se pot, pentru că, cumva, N-ul se consideră ca un infinit. 3 ori infinit, tot infinit e. O să vedem exact că nu întotdeauna N-ul este considerat infinit, pentru că o să avem N la puterea o constantă sau constantă la puterea N. Și o să vedem imediat și cum funcționează chestiile astea. Deci, după cum am zis, aici o să rămână N. Deci O de N este complexitatea acestui algoritm. Pentru că avem parcurgeri doar de la 1 la N. Nu avem foruri în foruri. Și, după cum am zis, acest lucru se poate face puțin mai eficient. Cum adică? Păi, aici observăm că pozițiile pare, dublăm doar când suntem pe poziții pare. Pozițiile pare sunt doar din 2 în 2, obvious. Plecând de pe poziția 2, mergem aici, în loc să mergem cu i-ul cu pasul 1, o să mergem cu i-ul cu pasul 2. Și nu mai e necesar să facem verificarea asta. Și acum, putem zice că e complexitatea n supra 2. Că parcurgem doar jumătate din vector. Dar, na, după cum am zis, nu putem avea supra constantă, ori constantă, plus constantă, minus constantă, operațiile de grad 1 și 2 nu funcționează. Deci o să fie tot O de N. Aici o să rămână, nu sunt valabile chestiile astea. Și sunt foarte greșite, la Bax-ul admitere de punctează total, cum se consideră că elevul nu știe să lucreze cu complexitățile. Și acum avem complexitatea O de N. Deci în cazul în care, iau un exemplu, N egal cu 1 milion, eu aș avea de executat 1 milion de pași. Hai să vedem ce înseamnă complexitatea unei sortări. Iau sortarea cea mai simplă, sortarea naivă. Un for de la 1 până la N, plus plus I. Aici se poate și mai mic strict. Un for cu J de la I plus 1. Numai să declar și J-ul. J mai mic egal decât N, plus plus J. Și cum facem sortarea? Dacă VDI, să zic că vreau să sortez crescător, dacă VDI este mai mare decât VDJ, automat trebuie să interschimb, că nu-i ok tot. Să luăm și un auxiliar. Auxiliar este egal cu VDI. Ordinea nu era ok și de asta trebuie să interschimb. VDI egal VDJ. VDJ egal cu aux. De ce nu declar direct în for? Nu contează. Mai eficient. Da, nu știu dacă e eficiență foarte mare, într-adevăr, J-ul ăsta o să-l declare la fiecare pas. Dacă aici pun, de exemplu, int, nu e așa mult mai eficient, dar, de exemplu, dacă fac aici int J, cumva are declară J-ul la fiecare intrare a lui J în forul ăsta. Deci, de asta le declar și înainte, că mi se pare mai elegant așa decât să ai toate variabile declarate într-un loc, decât să declari pe parcurs. Ok, și hai să vedem ce complexitate are acest algoritm. Păi, hai să șterg afișarea ca să am mai mult loc să vadă pe ecran ce scriu. Fac o parcurgere de la 1 la N. În cel mai rău caz, tot de la 1 la N merg. Deci am un for în interiorul altui for. Cumva ăsta se execută de N ori și ăsta tot N pași face. N ori N, N pătrat. Aici, după cum am zis, rămâne constanta. Deci nu o să fie N și atât, o să fie N la puterea a doua. Nu pot să scriu acum la puterea, dar e semnul ăsta shift 6. Și dacă N ar fi 1 milion, eu aș avea de făcut 10 la puterea 12 pași. De ce 10 la 12? Păi 1 milion e 10 la 6, 10 la 6 ori 10 la 6, 10 la puterea a 12, 6 plus 6 e 12. Ok. Chestia asta e destul de întâlnită la BAC, dar majoritatea problemelor de la subiectul 3 se pot implementa în N pătrat. Și nu cred că asta e metoda eficientă în general, nu cred că există să implementezi la BAC la subiectul 3 ultima problemă e N pătrat și să-ți iei toate punctele. Dacă nu știi să o faci eficient, poți să o faci așa, numai să dai la explicație, că de obicei și să explici ce face algoritmul, că algoritmul utilizat are o complexitate de timp O de N pătrat. O să discut la final și de complexitate de spațiu foarte scurt, că e destul de rapid. Ok.
În cazul în care aveam obvious, în cazul în care aveam for în for în for, să zic că lucrez pe o matrice. Aici o să devină din n la a doua, n la a treia. Și așa mai departe. Acum, ca să luăm metoda puțin mai eficientă, un algoritm mai eficient, mai există și căutarea binară. O să explic imediat. Numai să o scriu. Văd ce am nevoie pentru căutarea binară. Stânga, dreapta, mijloc și atât. Un X pe care îl caut. Zic. Stânga egal cu dreapta. Nu, stânga egal 1. Dreapta egal N. While stânga mai mic egal decât dreapta. Mijloc egal cu stânga plus dreapta împărțit la 2. Ia să vedem ce. Ah, ok. Dacă mijloc egal PDI, atunci dau și un găsit egal 0 și facem găsit 1 și break. Găsit egal 1, break. Dar nu-mi place cum. Dacă mijloc e mai mic decât VDI, automat am mutat mijloc. Doamne, nu mijloc, aici e VD mijloc. Egal cu X, nu știu ce am făcut aici. VV de mijloc egal cu... Da. Trebuie să mutăm mijlocul. Dacă X este mai mic, este mai mare decât mijlocul, automat nu putem să mai găsim elemente în stânga. Vectorul, să zicem că e ordonat crescător. Vector ordonat crescător. Deci trebuie să mutăm stânga. Stânga egal cu... În mijloc egal cu stânga... nu, doamne. Stânga egal cu mijloc plus 1. Altfel... Trebuie să mutăm dreapta. Automat e mai mic. 2 secunde ca să fac și un desen să fie mai ușor de înțeles. Și paint. Sper că se vede linia asta. Nu știu cât de groasă e. Da, hai să fac puțin. Așa, perfect. Să zic că am 0. Aici am 16 și îl caut pe 3. Cum o să fac? 0 plus 16 împărțit la 2, 8. Aici este mijloc, unde mergem prima dată cu while-ul nostru. Automat, 3 este mai mare decât 3 este mai mic decât 18. Elementul pe care îl căutăm decât 8. Elementul pe care îl căutăm este mai mic decât mijlocul, valoarea actuală unde ne aflăm acum. Și ca să rescriu să fie corect conform desenului, dacă X este mai mic decât V de mijloc, înseamnă că toate elementele mele de aici sunt mai mari decât valoare. Deci nu are rost să mai caut. O să șterg tot. Cum șterg între ghilimele, că doar nu parcurg în partea aia, dreapta egal cu mijloc minus 1. Deci știu sigur că nici mijloc nu este soluție, având în vedere că a trecut de if-ul ăsta fără să intre în el. Altfel, dacă nu e mai mic X-ul, înseamnă că automat e mai mare, deci trebuie să mutăm stânga. Stânga egal cu mijloc plus 1. Și ca să continuăm aici să vedem care e numărul de pași pe care îl facem, până acum am făcut un pas, că am făcut împărțirea. Apoi, 0 plus 8 împărțit la 2. 4. 2 pași. 4 este mai mare decât 3. Deci automat nu o să găsesc nimic aici. 0 plus 4 împărțit la 2. 2. Al treilea pas. 2 este mai mic decât 3, deci sigur nu găsesc nimic în stânga. 2 plus 4 împărțit la 2. 6 împărțit la 2, 3. Și am găsit elementul meu. Ăsta a fost al patrulea pas. Observăm că am făcut 4 pași. Să scriu aici. 4 pași. Complexitatea căutării binare este logaritm în bază 2 din n. N fiind lungimea șirului în care căutăm, în cazul nostru 16. Logaritm în bază 2 din 16 este egal cu 4. 2 la 4 egal cu 16. Cum e dedus logaritmul ăsta din bază 2? Păi numărul de împărțiri pe care le facem. Noi împărțim întotdeauna la 2. Înjumătățim câmpul nostru de valori.
Deci automat înjumătățindu-l, rămânem cu jumătate, jumătate din ce în ce mai mică. Și ăsta e calcul matematic. Împărțim la 2, șirul obține din ce în ce mai mic și ăsta e calculul respectiv este corespondent logaritmului. Deci, complexitatea aici este de 2 secunde ca să mut mai sus, o log 2 din n. Mai că în programare nu prea am văzut să mai fie alt logaritm în afară de 2, sincer. Și o să mai vedeți și notația asta, o log n. Lumea de obicei știe când e vorba de complexitate că e logaritm în bază 2. Destul de greu să mai fie și altceva. Nu știu, oare există? Spuneți-mi voi dacă ați văzut vreodată să fie logaritm în bază 3 sau în altă bază decât 2. Ok. Și asta e mult mai eficientă decât toate astea de aici. De ce? Hai să vedem. Dacă n-ul meu e 1 milion, eu fac doar logaritm în bază 2 din 1 milion, care e log 2 din 1, 2, 3, 20. 20 de pași. Deci diferență, dacă aș avea căutare segmentală, nu știu dacă se cheamă așa segmentală, ideea e că e căutarea aia care parcurge tot șirul, un for de la 1 la n, dacă am găsit elementul, opresc, față de căutarea binară. Deci în loc să fac în cel mai rău caz 1 milion de pași, fac doar 20. Căutare ternară. Oh my God. Ok, în cel mai bun caz, într-adevăr, la ODN fac un singur pas și la căutare binară fac tot un singur pas, că elementul meu e exact în mijloc. Dar totdeauna căutarea binară e mai rapidă, aproape întotdeauna, distanțe mici să fie mai rapidă căutarea asta normală decât căutarea binară. Căutarea binară e foarte des întâlnită la admitter, la bacalaureat nu prea întâlnită, am văzut odată într-un hotel, dar în general nu am văzut. Să se dea la bacalaureat niciodată nu s-a dat până acum, efectiv ca examen. Ok, și cred că ar mai fi o altă complexitate. Da, cred că atât ar fi. Mai sunt mai multe complexități, dar n-are rost să le menționez pe toate, că probabil sunt formule pe care nu le știu. Nu știu, 2 la puterea n, deci după cum am zis, 2 ori n sau 2 plus n, orice constantă plus, minus, împărțit, mulțit cu n, nu este posibil să fie scris într-o complexitate. Dar 2 la constantă la puterea n sau n la puterea constantă, e ok. Complexitatea este cel mai greu de dedus. Da, faci chestia asta la facultate, Bahoia. Mai există totodată, da, n, mai este n log n la cele mai rapide sortări. Eu am menționat până acum doar n pătrat, sortarea naivă, sortarea prin metoda boolelor este n pătrat, există quick sort, merge sort, din nou. Și n-am explicat pentru interclasare, care este complexitatea, că și asta e foarte, foarte important. Sunt șanse mari să fie la bacalaureat o interclasare, la ultima problemă. Hai să o facem și pe asta. O să am nevoie de un G. Interclasarea, probabil, poate o să explic într-un live separat. Pur și simplu parcurg două șiruri și încerc să le intercalez. Deci am unul, într-un șir să zic că în V am 1, 5, 19, 25. După cum observați, șirurile trebuie să fie, să fie crescătoare, să fie ordonate. Nu cred că e relevant să fie crescătoare, că se poate modifica chestia asta. E important să fie ordonate cumva. Crescător, descrescător, nu contează. 13, 20, 21. Ok. Și eu trebuie să obțin șirul G. Nu contează, că o să afișez oricum pe ecran. 1, 5, 6, 7, 19, 20, 21, 25. După cum observați, să fie intercalate în ordine crescătoare. Cum reuniunea elementelor. Salut, Robert! Ok, și hai să implementăm chestia asta rapid. E egal cu 1, J egal cu... Sau pot să fac și chestia asta, E egal cu J egal cu 1. Plec cu ambele, cu ambii vectori de la început, de la poziția 1. Cât timp este mai mic egal decât lungimea primului șir. Și J este mai mic egal decât lungimea celui de-al doilea șir. Acum verific.
dacă ADI, nu, VDI este mai mic decât WDI, înseamnă că trebuie să WDI, doamne. Înseamnă că trebuie să afișez VDI. Să trec mai departe cu iteratorul meu, cu I. Că trebuie să trec pe poziția următoare. Cumva aici am afișat 1, l-am afișat aici, trebuie să trec pe 5. Trebuie să compar cu 5 următoarea dată. Else. Dacă VDI este mai mare decât WDJ, sau hai să scriu invers, că poate mai ușor de înțeles. WDJ e mai mic decât VDI. Înseamnă că trebuie să afișez WDJ. Bine, hai că n-am afișat spații, dar nu e relevant că nu o să rulez programul. J++. Altfel, înseamnă că s-ar putea să fie egale. Dacă, nu, sigur sunt egale. Dacă VDI nu e mai mic, nici WDJ nu e mai mic, înseamnă că sunt egale. Deci, în cazul ăsta, s-ar putea să le afișez pe amândouă, să zic. Nu e relevantă chestia asta, nu le renunț, o spune să le afișez pe amândouă, în unele 1. Ceea ce e relevant, de fapt, hai să afișem unul singur, ceea ce e relevant e să trec cu iteratorii de pe ambele, de pe ambii vectori. Deci, să trec mai departe și cu I și cu J, că sunt egale, să nu afișez de două ori din greșeală sau de mai multe ori același număr. Ok. Dacă am ieșit din while-ul ăsta, înseamnă că am terminat unul din șiruri, dacă unul e mai lung decât celălalt. Nu știu exact care, așa că trebuie să fac și continuare. Cât timp i este mai mic egal decât n, copiez ce am aici. Deci am terminat unul din șiruri aici. Păi, 1, să zic că aici am 100. De fapt, cred că 25 o să rămână. Afișez 1 și trec mai departe. Deci, cu V-ul meu, hai să șterg elementul, a rămas pe 5. 5 cum e față de 6, e mai mic, îl afișez și îl șterg. 19 cum e față de 6, e mai mare, deci trebuie să afișez 6. Șterg, după aia la fel 7, după aia 19, după aia 20, 21. După cum vedeți, a rămas cu 25 ăsta în aer. Trebuie să-l afișez și pe el. Și cum îl afișez? Ideea că parcurg restul de vector care mi-a rămas. De asta fac while-ul ăsta aici. De același lucru am nevoie și pentru al doilea. Deci nu doar pentru primul șir, că nu e neapărat să rămân doar cu primul șir în aer. Ok, și hai să vedem. Cât timp este mai egal decât M, copiez chestia asta aici și gata. Care este complexitatea acestui algoritm? Am, având în vedere că am două șiruri, N, șir de lungime N și șir de lungime M, le parcurg pe amândouă, întregim. Și aici complexitatea este de O de N plus M, pentru că parcurg ambele șiruri, ambele au o lungime și se execută în întregime, ambele șiruri, că nu se oprește deloc. Deci nu am niciun break, nicăieri, se execută până la final ambele. Fie că se termină unul mai repede aici, automat o să intre într-unul dintre while-urile astea, nu până amândouă, că n-au cum să intre în amândouă, dar nu sigur, aproape, ba, cred că sigur o să intre în unul. Decât dacă se gale la final, s-ar putea să nu intre în unul din while-urile astea, dar în rest, sigur intră. La sortare, ce algoritm prefer? Quicksort, Mersort? Bă, n-am implementat la facultate, nu știu dacă am avut de implementat vreodată sortarea eu manual. Am mai lucrat de mult pe chestia asta, pentru că folosim STL-urile, efectiv, v.sort. Bine, dacă e C++, dar în celelalte limbaje folosim funcțiile predefinite, nu prea... Nu cred că am stat vreodată să implementăm vreun algoritm de sortare. A, am implementat în anul întâi, în semestru întâi, la când am lucrat în Python, merge sort-ul. Dar în Python cred că e mai ușor de implementat decât în C++. Cel puțin așa mi s-a părut să fac sortarea cu interclasare. Ok, dacă aveți voi întrebări legate de chestia asta, mai bun e bogosul. Mai bun e... Nu o să fac gluma asta, nu. Să vă arăt și un grafic. Două secunde, unul. Ăsta e unul scurt și ușor de înțeles, după aia poate facem unul mai lung. Open image. Deci avem aici O de împătrat, care, na, vedeți și voi, la început are valori mici, dar după aia, după un moment, crește exponențial, crește extrem, extrem de mult. Și IDE, nu, am C-Line. C-Line e de la Jailbrains.
de la facultatea în licență. Deci, după cum am zis, n pătrat crește foarte, foarte repede. La început are valori mici, dar după aia crește foarte repede. O de n crește efectiv, cred că asta, da, e bisectoare, 45 de grade. Cum crește input-ul, așa mult crește și timpul. Că e același număr de pași. Dacă tu îi dai 10, 10 pași să faci. O de log n. La început are valori puțin mai mari. De exemplu, dacă aș avea n pătrat, să zic că n-ul meu e 2 sau 4, hai să zic 4 sau 2, nu, o să zic 2. Deci dacă aș avea n-ul aici în loc să-l am 1 milion, să am 2, aici fac 2 pași. La n pătrat aș face 4 pași. La logaritm din bază 2, din 2, cred că n egal cu 2 e 1, un pas. Deci, diferența asta e super, super mică. Diferența de un pas, de trei pași, nu e așa mare diferența. Diferența se simte abia când numerele astea sunt din ce în ce mai mari. Observați că log n e aici super aproape de input, de input size. Și n pătrat, având în vedere că input size-ul meu e undeva, în primul sfert, deja crește extrem de mult. Deci, după cum am zis, diferența de la 10 la 12 pași, la 20 de, sau nu, de la 1 milion de pași la 20 de pași, că eu mă referam la căutare. Căutarea liniară, unde faci cu un for, sau căutarea binară, unde ai puțin mai mult de scris, într-adevăr, dar e mult, mult mai rapid. Și, mă rog, o de 1 care e la fel tot timpul, deci ăsta nu are nicio curbă, după cum puteți vedea, cum a început, așa se șternă, nu se unde. Mai există radical din n, cum am făcut și live-ul. Când am explicat despre căutarea binară, că calcularea radicalului căutare binară, acolo prima implementare am făcut-o cu un for de la 1 la i ori mai mic egal decât n, adică până la radical din n. Și aia, na, e altă cum. Dar nu trebuie să le învățați pe de rost, sincer eu nu le învăț pe de rost. Dacă vreți să faceți graficul ăsta voi, pur și simplu dați valori. Să zic n-ul e 10, bă, unde e o de 1, unde e o de log n, unde e o de n, unde e o de n pătrat. Ăsta e, cred că, cel mai început. Arătat începutul, nu-l pot. O să-l pun pe YouTube. Când o să închid live-ul, o să fie disponibil și pe Twitch, dar o să pun eu pe YouTube video. Și deja am pus pe YouTube video despre căutarea binară și radical. Deci poți să vezi pe YouTube, ca un playlist acolo unde poți să vezi înregistrările. Ia două secunde să văd dacă e disponibil playlist-ul. Între timp, dacă mai aveți voi întrebări, puteți să le lăsați. O să mă uit imediat. Chiar vreau să văd dacă ați înțeles sau dacă mai trebuie să explic ceva ce multe. Da. Mai avem vreo complexitate aici. Da, asta era un site super jmechiră, restul era satul. Mi l-a dat un coleg la un moment dat. Da, e site-ul ăsta. Asta e doar o poză. Deci, o de în factorial, nici nu mai zic că crește drept, efectiv. Cum dau scrap la casa părerilor, adică ce vrei să dai scrape? Nu înțeleg. ODN, OD1, OD log n. Da, deci log n e super mic, n log n crește cumva, dar e diferență mare între n pătrat și n log n. Întotdeauna trebuie să aveți grijă să fie totul cât mai eficient, asta e foarte important. La admitere, că la BAC e destul de simplu să vă prindeți dacă e eficient sau nu. A, și despre complexitatea de timp, de spațiu. Dacă încă mai faci Python la facultate, nu, dar am făcut în semestru întâi anul trecut. Dacă declar câteva variabile, zic x, y, z, complexitatea de spațiu este o de 1, din nou, constant. Eu declar 3 variabile, orice ar fi, nu modifică cu nimic codul. Eu, de exemplu, dacă am nevoie de un tablou, bine, tablou ăsta nu prea e ok să declar tablou așa cu dimensiuni. dacă declar un tablou, să zic, de lungime n, am nevoie de n elemente. Complexitatea e o de n. Deci dacă am declarat tablou și n-ul, cumva lungimea tabloului ar fi n, complexitatea este de o de n. Doar că, la tablouri e foarte nașpa chestia asta, că se oferă dimensiunea înainte să fie folosite. Că dacă erau vector setele,
cum declar un vector STL? Pur și simplu vector int b și atât. Dacă am nevoie de ceva, punct v, punct pushback x, să zic. Și crește lungimea, automat. Cum se face dacă este la complexitatea în spațiu? Complexitatea în spațiu la STL mi se pare mai ușoară decât la tablouri, sincer. La tablouri nu știu sincer cum e cu complexitatea exact, pentru că dacă tu ai lungimea 1000, n-ul tău poate fie de la 1 la 1000, întotdeauna e ODN, că tu declari întotdeauna 1000 de spații. Deci, să zicem că e restricție la problemă n, 1 mai mic decât n, mai mic decât 1000, când o să declari vectorul, tot o să-l declari int v de 1000, orice ar fi. Chiar dacă n-ul tău e 100, tu nu verifici înainte cât e n. Tu declari înainte. Tu declari înainte să verifici cât e n. Că mai există și oameni care fac chestia asta. Din n și int n plus 1. Din câte știu, chestia asta nu e corectă. Nu mi-am dat seama încă de ce. Am aflat de la profesor că au zis că nu e ok. Dacă ne-am întrebat de ce, nu știu să-mi spună. Și aștept și eu răspuns de la ei. Dar pentru... eu consider că am făcut la facultate chestia asta să implementăm noi vectorul STL. Consider că e greșită pentru că dimensiunea nu e multiplu de 2. De obicei se mulțește cu 2 dimensiunea, deci s-ar putea de asta să fie greșit. Nu știu exact, sincer. Când făceam redimensionare și ce face STL în spate, zic că îi declar V de 1. Da, de 1 era prima dată. Dar eu dacă am nevoie de mai multe spații, trebuie să redeclar vectorul ăsta. Am nevoie de un alt tablou pe care să-l fac de dimensiunea lui V ori 2. Tot așa mai departe. Așa funcționează și la STL. Eu când declar STL-ul, când pur și simplu scriu asta, eu nu-i dau nicio dimensiune. De la început are un element, o poziție, să zic. Nu știu dacă 0 sau 1. Ideea că eu când îi dau o poziție, să zic că îi dau de vreo 5 ori. Sau? Nu știu. Pushback 1. Mi-adaugă un element 1. Îi dau atât, el nu mai are loc. Nu mai are loc pentru încă un element și trebuie să redimensioneze. Și în spate ce face tablou? Că vectorul STL implementat prin tablou pur și simplu dublează capacitatea vectorului. Se dublează în continuu. Dacă adaug, după ce am adăugat 2, acum nu o să mai aibă loc pentru a treia oară. Trebuie să fac așa, aici o să fie loc de 4, după aia o să fie loc de 8, și așa mai departe. Deci așa funcționează. Și s-ar putea de asta să nu fie ok să citești și după aia să faci int v de n plus 1. Și v de n este vectorul de clar. Dar nu cred că e relevantă chestia asta, că vector int v de n. Nu, da, e corect. Da, corect, Bahoi. Dacă ai nevoie, să zicem, de un vector de frecvență, tu automat trebuie să-ți aloci lungimea frecvenței. Dacă vrei să faci frecvență pe cifre, o să fie v de 9 sau 10. Nu știu exact dacă la STL merge cu v de 9, o să faci v de 9 egal cu ceva. Deci, e ok. Și dacă n-ai nevoie de variabile adiționale, să zic că faci o funcție și în funcția ta primești ca parametru un vector. Deci ai o funcție de făcut. Int, nu contează ce funcție. Int func. Zic că primești aici un vector, int b. De obicei const. Vectorul ăsta nu te lasă să modifici. Dacă te lasă să modifici, trebuie să fie cu tablou dacă vrei să salvezi. Trebuie să fie cu referință dacă vrei să salvezi tablou și de unde l-ai apelat. E modificat. Deci zic că tu ai nevoie doar de 3 variabile, sau nu contează câte, dar n-ai nevoie de un vector. Automat, funcția ta o să aibă complexitate de spațiu tot o de 1. Că tu nu mai declari nimic pe lângă vectorul ăsta cu care tu nu ai interacționat cumva, nu l-ai ales tu. Ți-a fost dat ca parametru în program. Și asta e și cu complexitate de spațiu. Oricum, la BAC, la unele probleme cer și complexitate de timp și de spațiu, se referă ca timp să fie complexitatea ori ODN, nu cred că cer vreodată ODN pătrat, de obicei ori ODN, ori OD1, cred că în cazurile excepționale. OD log 2 nu prea se dau la examen, efectiv se dea căutare binară. După cum am zis, în modele am văzut, dar la examen nu. Și
Complexitatea de spațiu se referă la a avea ori, zice că n-ul tău e un milion, ai un vector de un milion de numere. N-ai voie să citești un milion de numere în niciun caz, într-un vector să le salvezi. Dar de ce tu poți să le citești și să faci, de exemplu, un vector de frecvență? Poate îți citești un milion de numere care sunt în intervalul 1-100. Aia se referă că tu ar trebui să faci un vector de frecvență de 100 de elemente, poate să faci un live și pe tema asta cu vector de frecvență. Și tu să salvezi, ai citit X și faci frecvență de X++. Așa îți dai seama. Sau n-ai nevoie poate de niciun vector, nicio frecvență, doar trebuie să aduni numerele alea undeva, să le împarci undeva, depinde de problemă. Deci o să facem la un moment dat și subiecte de bug să le rezolvăm. Modele, subiecte, nu contează. Set și map, ce complexitate în spațiu au? Complexitatea în spațiu se referă dacă tu declari variabile sau nu. Dacă declari de aceeași complexitate. Da, ODN. Tu dacă ai N elemente, e efectiv ca la vector. Orice structură care se reține mai multe elemente are complexitate de spațiu ODN numărul de elemente. Din ea. Credeam că te referi la complexitate de timp, că era mai greu de calcul. Ok, și cred că cam atât a fost legat de complexități, dacă mai aveți voi întrebări.